Bun găsit, prietenii! FCSB a reușit să recupereze câțiva dintre jucătorii care au lipsit cu Botoșanul și este obligată să câștige astăzi la Călăraș împotriva Clinceniului pentru a-și păstra prima poziție în clasament. Sunt vreo 7-8 jucători în spatele lui Vlad. Centrare periculoasă și este o mare ocazie pentru Clinceni. Șandarov era acolo la bara a doua. Mingea a trecut pe lângă jucătorul bulgar, o deviere și... Șandarov reușește să reia de lângă Ovidiu Popescu, dar trimite alături. Clinceniul a câștigat pe Arena Națională cu 1-0 după un corner. Atunci a înscris Iutrici. Îl lasă pe Moruțan, centrarea este bună și este prima șansă ratată de FCSB. Lupta de cap a lui Cristea se duce peste poartă. E limpede că în ultimele partide FCSB are probleme în exprimare, nu mai este echipa spumoasă din toamnă, pe atunci lângă Tănase, vor juca în a treia competiție. Și acțiune bună cu un șut al lui Șandarov, o minge respinsă din nou modest de Cristea. Șandarov profită, avansează, iată această intervenție slabă a lui Cristea. Șandarov șutează, dar mingea se duce alături. Oricum, la forma pe care o are Andrei Vlad, trebuie să produci șuturi mai bune dacă vrei să înscrii. Foarte bine, acolo este Ovidiu Popescu, Ovidiu Popescu fentă, Ovidiu Popescu respinge Vâlceanu. N-a mai fost convocat în Naționala Moldovei pentru meciurile din... Este foarte bine Crețu și acum apărarea Clincenului este descoperită. Moruțan aruncă o privire spre Crețu, care urcă, vine centrarea și este gol înscris de Tănase. Asistul lui Crețu, surprinsă, descoperită apărarea celor de la Clinceni. 1-0 Tănase la 20-a reușită stagională. 1-0 FCSB din minutul 26. Excelentă recuperarea lui Crețu, excelentă și centrarea. Misiune simplă pentru Tănase, care iată este la a doua reușită împotriva celor din Clinceni. Dar Dobrescu trebuia să fie aici. Era interesant o reluare un pic mai din spate, acolo unde Crețu reușește să câștige admirabil un duel aerian și să-i paseze în același timp lui Moruțan. Misiune simplă, cu atât mai mult cât Vâlceanu a ieșit pe sub balon. 1-0 FCSB și teoretic, din acest moment, meciul ar trebui să fie mai simplu pentru băieții lui Toni Petrea. Dreapta la Cordea, Cordea pentru Achim. Sunt 4 jucători ai Clincenului în care o centrare șutată, care nu-l surprinde pe Vlad. Vlad și-a apărat colțul scurt și a reușit să respingă, însă este încă un corner. Deja 4 lovituri de colț pentru... Academica din Clinceni, care a reacționat bine după golul primit în minutul 26. Centrare spre Cristea, care trimite excelent Vâlceanu. Schimbare la FCSB, iese Perianu și intră Wider. Acum în primul 11 la FCSB, 3 jucători. Fostul jucător al FCSB-ului pleacă în cursă, combină bine și îl pune la încercare pe Vlad cu acest șut de la 25 de metri. Și el triplu campion în România cu FCSB în 2013, 2014 și 2015. Octavian Popescu, Panțăru așteaptă Tănase, Panțăru pentru Tănase, dublă Florin Tănase, 2-0 FCSB, minutul 57. Acțiune foarte frumoasă. Acțiune cursivă, cu flancul drept al apărării Clinceniului întors pe toate părțile. Panțăru, iată, contribuie și cu un asist. Bravo, Panti! Ultima dublă o marcase Tănase în 15 ianuarie, în primul meci al anului, când FCSB
o bătea pe teren propriu pe Astra cu 3-0. Excelentă pas. Panțărul, gol etapa trecută, asist de clasă acum, cu mingea trimisă printre picioarele lui Gardoș. FCSB ajunge la 60 de goluri marcate în acest campionat, 60 de goluri în 32 de meciuri. Moruțan pătrunde, Moruțan cu pământul de la distanță, minge destul de grea pentru Vâlcean. Bună seara, Florin, și felicitări omul meciului astăzi, a noua oară în acest sezon, bună un seara. Record. Mulțumesc. Da, sunt fericit că am reușit să mi-ajute echipa să ia cele 3 puncte. Aveam nevoie să revenim pe primul loc. Și fericit și pentru că am fost omul meciului. Și mai sunt câteva borne importante pe care le-ai bifat în această seară. 21 de goluri ai ajuns acum. Ești primul fotbalist care ajunge la peste 20 de goluri după 8 ani în campionatul nostru. Și o altă performanță, ești singurul care a marcat în toate cele 6 sezoane de play-off. Ce spune acest lucru? Că îți place în play-off sau că poate ar fi momentul să pleci din vară, că ai jucat deja destul de mult? Nu, în primul rând le mulțumesc colegilor pentru că fără ajutorul lor nu puteam să marchez atâtea goluri. În al doilea rând mă bucur că am reușit să marchez în toate sezoanele. Era o problemă dacă nu marcam. Sper să o țin pe aceeași linie, să dau cât mai multe goluri în acest play-off și la sfârșit să câștigăm titlul. Simți că acum depind mai multe lucruri ca niciodată de tine? Normal. Trebuie să marchez, să mi ajute echipa. Dar avem și alții jucători care pot marca și eu zic că avem o șansă mare la titlu. Cu cine crezi că veți lupta în acest sezon? Tot cu CFR va fi un duel în doi sau se poate implica și Craiova? A pierdut puțină distanță față de voi. Da, a pierdut, dar avem două meciuri directe cu ei. Dacă ne bat de două ori, sunt lângă noi. Eu cred că și Craiova se luptă la titlu. Depinde ce vor face etapa următoare la Cluj. Sunteți din nou pe primul loc. Era important să câștigați astăzi, să reveniți pe această poziție. Da, ne dă încredere că suntem pe primul loc. Avem un meci dificil acum cu Sepsi, pe care eu sper să-l câștigăm. Și partida din ultima etapă, cred că meritam să o câștigăm, dar avem șansa acum să Cum crezi că va fi acum cu Sepsi? Ultimele dueluri directe între FCSB și Sepsi n-au fost foarte amicale, s-a lăsat cu faulturi dure, momente încinse, chiar cu accidentări. Da, va fi un meci dificil, pentru că Sepsi are o echipă cu jucători cu experiență, dar va fi foarte dificil dacă arbitrul le va permite să aibă intrări ca și cele din trecut.